Salutare, dragii mei prieteni, și bine v-am găsit la Zodiacul lunii iulie. Eu sunt Amos și în următoarele minute îți voi spune care sunt previziunile pentru această lună, așa că te rog să rămâi alături de mine. Salutare, dragii mei urmăritori, mă bucur foarte mult să ne reîntâlnim în cadrul acestui nou zodiac. Iată că începem, bineînțeles, ca de fiecare dată, cu cei din Zodia Berbec. Hai să vedem care sunt previziunile pentru voi, dragii mei. Bun, voi extrage prima oară un card. Este un card de lemn. Sunt mesaje pe care chiar eu le-am scris pe aceste carduri. Așa că voi începe cu acest card. Hai să vedem. Pentru cei din Zodia Berbec, începem cu o veste foarte bună, dragii mei, pe care voi o veți primi în luna iulie. O veste bună, o veste din partea celor dragi, poate să fie chiar și o confirmare sau poate să fie rezultatul bun al unui examen. Ceva aici o să primiți voi în luna iulie. Simt așa că pentru berbeci luna iulie va fi o lună foarte, foarte bună. De ce spun asta? Pentru că mulți dintre voi veți iniția noi proiecte. Mulți dintre voi o să faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut până acum. Simt că universul pur și simplu vă împinge către ceva nou. Hai să mergem mai departe să vedem care este și următorul mesaj pentru voi. Arătați-mi pentru cei din Zodia Berbec. Voi extrage un card. Pentru cei din Zodia Berbec. Protection. Protecție. Și avem aici un simbol. Un simbol al protecției foarte puternic. Îl observați sus, în mijloc. Protecția divină pentru cei din această zodie. Pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în Zodia Berbec, vorbim despre protecție, vorbim despre sănătate, vitalitate în luna iulie și mai simt pentru unii dintre voi faptul că veți călători, veți face o călătorie scurtă undeva în natură. Berbecul este protejat în luna iulie, berbecul este binecuvântat în această lună și de aceea vă spun, dragii mei, că unii dintre voi veți începe ceva nou, veți începe un proiect frumos, veți lucra probabil într-o echipă pentru a crea ceva frumos. Este o lună foarte bună pentru voi, repet. Hai să vedem care sunt și mesajele din oracolul lunii. Un mesaj pentru cei din Zodia Berbec, vă rog. Nu pot să cred că suntem deja în luna 7-a. Mâine, poi mâine ne trezim că vine Crăciunul peste noi. Și uite, așa trece timpul. Un card foarte special pentru voi, să știți, poate ai legătură cu cineva din Zodia Rac, poate ai ascendentul în această zodie. Este primul pătrar al lunii în Rac, asta înseamnă o poziție a berbecului în familie, o poziție a lui între cei pe care el îi iubește, recreația, aș putea spune, da? Și mesajul pentru voi este acesta, push through any insecurity. Mergi dincolo de orice insecuritate pe care ai putea să o ai în această perioadă. Conectează-te cu energia lunii, conectează-te cu natura, depășește orice tip de obstacol. Să nu fii nesigur pe tine. Este foarte important. Vei primi vestea aceea bună, vei primi acea îndrumare, vei primi acele răspunsuri, să știi, în luna iulie. Și chiar dacă unii dintre voi sunteți așa într-o ușoară melancolie, pentru că nu știți exact ce o să vă aștepte sau cum o să gestionați toate aceste evenimente care vin spre voi, pentru că sunt schimbări într-adevăr, ca de fiecare dată, iată că energia lunară te sfătuiește să nu fii nesigur pe tine, să depășești aceste insecurități, pentru că
multe dintre ele sunt create involuntar tocmai de către tine. Bun, hai să vedem, mergem mai departe. Interesantă citire pentru Berbec. Sincer, nu am simțit niciodată până acum atâta protecție și atâta determinare pentru a schimba ceva în viața ta. Mergi dincolo de aceste evenimente care îți pot crea nesiguranță. Pentru cei din zodia Berbec. Bun. Bun. Berbecii în luna iulie au o strânsă legătură cu persoanele care au luna în săgetător. Da? Poți avea luna săgetător chiar tu. Iată, acesta este primul card. Ce vorbește despre energie, vorbește despre înțelepciune, despre ceva ce tu poate îți dorești să înveți și cred că în perioada aceasta este o perioadă foarte bună pentru tine, pentru a te înscrie la un curs, pentru a-ți lua o certificare. Vorbim despre un element de foc și despre un element foarte puternic masculin. Asta înseamnă că vei lua inițiativă. Înseamnă că vei fi cel care îi va conduce pe ceilalți dacă lucrezi în această echipă, dacă ai o funcție de conducere. Da? Următorul card pentru tine este Soarele în Gemeni, ce vorbește bineînțeles despre zona de comunicare, despre zona de studiu, învățare, dar și relația cu cei din jurul tău. Putem vorbi aici despre mătuși, unchi, persoane care se află în cercul tău de prieteni. Lucruri pe care tu le comunici, simt că pentru unii dintre voi luna iulie vorbește și despre recunoaștere publică. Este foarte posibil să organizați un seminar sau o întâlnire cu niște oameni. Ești curios, ești destul de curios în luna iulie să vezi cam încotro te îndreaptă universul, viața și așa cum îți spuneam, vorbim și despre o zonă foarte puternică de comunicare. O zonă în care poate ai nevoie să ajungi în anumite locuri pentru a-ți crea noi relații, pentru a cunoaște oameni noi. O zonă foarte puternică de relaționare, să știi că simt pentru tine în luna iulie. Într-o altă ordine de idei, cred că este și ceva legat de zona de online pentru unii dintre voi. Poate vreți să puneți bazele unui proiect, așa cum spuneam, în online. Este ceva ce vă îndeamnă să ieșiți în față, să fiți vizibili, să vă arătați lumii și s-ar putea chiar să fii o persoană care face ceva pe dezvoltare personală, pe psihologie, lucruri cu oameni, oricum ar fi lucruri cu oameni. Îți voi extrage și un mesaj al îngerilor, sunt tare curios să vedem. Un mesaj al îngerilor Indigo de data aceasta. Pentru cei din zodia Berbec, un mesaj de la voi, vă rog. Faptul că tu ai aici săgetător și gemeni mă duce cu gândul la axa cunoașterii. Da? Deci vorbim despre axa săgetător-gemeni, vorbim despre axa cunoașterii, despre o axă a filosofiei de viață, a relațiilor spirituale și simt așa că vrei să începi un anumit drum, da? Un anumit drum, vrei să găsești niște răspunsuri la întrebări mai vechi ale tale. Să știi că nu ți-a căzut un singur mesaj al îngerilor, ci trei mesaje. Primul mesaj îți spune că ești iubit. Ești iubit luna iulie. S-ar putea să primești acest mesaj chiar de la o persoană în luna iulie, s-ar putea să chiar să te simți iubit, să te simți apreciat și unii dintre voi
primiți îmbrățișări și un semn de pace din partea cuiva. Dacă ai avut o ceartă cu cineva sau o discuție mai aprinsă cu cineva, cred că luna iulie va veni așa cu pace pentru tine. Următorul mesaj îl avem chiar de la Arhanghelul Metatron, un arhanghel al cunoașterii, se spune că de fapt ar fi Sfântul Ilie, da? Ridicat la cer. Arhanghelul Metatron, după cum bine știți, unii dintre voi, este un arhanghel al cunoașterii, este un arhanghel al ezoterismului, este arhanghelul care îți oferă această deschidere către tot ce înseamnă zona de studiu, de cunoaștere și de aprofundare. Iar al treilea mesaj este un mesaj foarte important pentru tine, ce îți aduce în față forța abilităților tale, forța puterii tale. Dovedește-ți abilitățile. Iată. Creează această magie, pune-ți această idee în practică. Fă magie. Fă magie cu viața ta și să știi că tu ești cel care va fi la cârma acestor evenimente. Dovedește-ți abilitățile și poate nu neapărat să le dovedești celorlalți. Aici este un îndemn mai mult legat de persoana ta. Dovedește-ți tu că poți. Fă ceva în sensul acesta. Lucrează cu aceste abilități ale tale. Da? Ești o persoană norocoasă, să știi, mai ales în luna iulie. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem care sunt mesajele tarotului. Deci foarte mulți dintre voi sunteți orientați către zona de cunoaștere, asta este bine, către a afla anumite răspunsuri care vă macină de ceva timp, o axă a cunoașterii, repet, și predispoziția către călătorii în luna iulie, dar nu numai. Pentru că mai sunt mesaje aici care merg pe o perioadă mai lungă de timp, da? Chiar dacă este o etalare generală. Unii dintre voi aveți tracul acesta legat de comunicare și nu sunteți deloc sau nu vă simțiți deloc confortabili atunci când trebuie să vorbiți în fața unui public sau în momentul în care trebuie să scrieți un articol, fie că e pe Facebook, fie că aveți un site, fie că scrieți la o carte a voastră. Parcă aveți așa tracul ăsta de tot ce înseamnă zona de expunere. Însă ai nevoie să fii mai încrezător, da, în abilitățile tale și în puterea ta în luna iulie. Așa cum îți spune și energia lunară, depășește orice insecuritate. Hai să vedem din tarotul Wizard Tarot. Wizard Tarot voi folosi acum. Bun. Avem pajul de monede, prima carte, 10 de cupe. Wow, ce frumos! Începem cu două cărți minunate. Bun, mă voi opri și 5 de spade. Bun, la baza pachetului vreau să știi că ai cartea Spânzuratul, Arcana Majoră Spânzuratul, cea mai enigmatică carte din tarot. Să știi că nici în ziua de astăzi nu s-au găsit cu adevărat semnificațiile acestei cărți. Este o carte ce mie mi-arată stagnarea într-o idee pe care tu ai sau cred că vrei să-ți achiziționezi ceva. Poate fi un apartament, o casă, un teren pentru unii dintre voi. Pentru ceilalți putem vorbi poate despre o perioadă de relaxare, de liniște după ce ai trecut peste o perioadă plină de probe, de teste, examene și așa mai departe. Este o carte mistică, este o carte ce mi-arată apostolatul pentru unii dintre voi și faptul că tu ai aici pajul de monede, da? Iată, putem vorbi despre o sumă mică de bani sau despre o avansare, despre o primă pe care o poți primi, o primă de vacanță, bonuri, ceva de genul acesta, însă mai arată, să știi, și însămânțarea acelei idei. Da? Exact ce spuneam la începutul acestei citiri, creația a ceea ce tu ți dorești, muncești la ceea ce tu ți dorești. 10 de cupe este o carte foarte bună, este o carte a unei energii extraordinar de frumoase, a familiei, o carte ce vorbește despre
belșug în familie, vorbește despre liniște, despre dragoste, vă apreciați unul pe celălalt. Poate chiar o să vizitați o grădină. Uite, acum mi-a venit acest mesaj. Unii dintre voi s-ar putea să meargă la Balcic în luna iulie. Eu nici eu nu am fost niciodată la Balcic, îmi doresc să merg, însă mi-a venit acest mesaj pentru tine, poate fi pentru unii dintre voi valabil, bineînțeles. Simt așa că mergi într-o grădină frumoasă și te plimbi și te relaxezi, văd lalele în jurul tău, poate ai lalele în curte sau poate ești un iubitor de lalele, însă cinciul ăsta de spade este puțin ciudat aici ca și energie în citirea ta, pentru că toate au fost bune și frumoase până acum, însă cinciul de spade îmi arată o predare, îmi arată o abandonare a unei relații de comunicare pe care ai avut-o cu cineva. Da? Simt aici o oboseală în comunicarea cu persoana aceasta, poate să fie dintr-o zodie de aer, cum ți-a mai și ieșit mai devreme, gemeni, vărsător sau balanță, o neînțelegere. Deci poate fi o neînțelegere și poate fi această neînțelegere la locul de muncă sau la proiectul ăsta la care lucrezi, poate nu te înțelegi bine cu cineva, nu împărtășiți aceleași idei. Hai să vedem, voi extrage și o clarificare, să știi, pentru această carte. Clarificare pentru 5 de spade. Bun, 10 de spade. Ok. Hai să vedem. Și 3 de spade. Wow. Wow, wow. Stai că aici se întâmplă ceva. Bun. Deci aici avem o trădare a cuiva. Da? Poate să fie o căsnicie obositoare, poate să fie o relație toxică, poate să fie o ceartă dintre tine și partenerul tău. Da? Simt pentru unii dintre voi că ați trecut prin evenimentul ăsta recent, deci a fost așa un haos, efectiv un haos, poate ați descoperit ceva, poate vă bănuiți unul pe celălalt de înșelăciune. Este o energie mentală foarte, foarte joasă aici. Putem vorbi chiar în unele cazuri despre depresie. Repet, nu știu dacă ai trecut prin evenimentul ăsta sau urmează să treci, să descoperi acel ceva pe care tu îl cauți sau bănuiala asta pe care tu o ai, se poate confirma și simt așa că te va obosi din punct de vedere mental, pentru că vei încerca să găsești o soluție. Și soluția asta o vei analiza foarte mult. Vei vrea să iei o decizie în sensul acesta, în ceea ce privește această relație. Simt că este vorba totuși despre o căsnicie care parcă nu mai funcționează, care parcă merge forțat, parcă merge așa a la long. E ceva ce parcă mie mi se pare că târăști după tine, da? Și nu vrei să-i dai drumul sub nicio formă, pentru că ai anumite temeri. Aceste temeri sunt legate de familie. Poate ai un copil, poate nu vrei să te desparți de partenerul sau de partenera ta datorită faptului că aveți un copil. Răspunsul, să știi, la întrebarea ta este Arcana Majoră Magicianul. Iată, câteodată e nevoie de curaj, câteodată este nevoie de exprimare, câteodată avem nevoie să înțelegem că ceea ce dorim noi să se întâmple pe mai departe ține de noi. Da? Magicianul arată totdeauna expresivitatea gândurilor, comunicarea, poate și un pic egoismul. Aici când mă refer la egoism, mă refer la faptul că poate ai nevoie cu adevărat acum de tine și ai nevoie de timpul tău și de momentele tale pentru a decide ceea ce vei face cu această relație pe mai departe. Da? Magicianul este cel care ne oferă încredere, care ne oferă curaj, care ne spune ok, ia inițiativa, da? Dacă vrei să se întâmple chestia asta, fă ceva în sensul acesta, creează-ți conjunctura, creează-ți acțiunile de așa natură încât să obții la un moment dat ceea ce-ți dorești tu.
Mare grijă la gânduri. Berbecul chiar are nevoie să aibă foarte mare grijă la gânduri în luna iulie, pentru că are o putere de manifestare și de atracție destul de puternică. Pe zona profesională te simți foarte bine, repet, pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o avansare, despre o mărire de salariu, despre o datorie mai veche care revine la tine, și pe zona personală, desigur, unii sunt bine și au această energie foarte frumoasă a 10-lui de cupe, alții chiar se gândesc să se despartă. Dragii mei berbeci, acestea au fost mesajele mele pentru voi. Sper să vă fie de folos. Nu uitați de faptul că este o etalare generală și că nu se poate potrivi tuturor. Îți doresc foarte mult succes în ceea ce vrei tu să faci. Ai foarte mare grijă la ceea ce gândești și cum îți orientezi acțiunile, pentru că ele vor vorbi despre tine. Acestea au fost mesajele mele pentru voi. Dragii mei, noi rămânem conectați în zona de online, pe pagina mea de Facebook Amos Tarot, pe pagina mea de Instagram Amos The Wizard, iar pentru cei care nu mă cunosc încă, dar care vor să afle detalii despre mine și despre activitatea mea, găsiți pe site-ul oficial amostarot.ro. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și nu uitați să aveți foarte mare grijă de voi.